Neața, e ora 7:30 dimineața, cam așa. E atât de întuneric afară că nici n-a răsărit soarele încât trebuie să aprind ring light-ul ca să văd și eu ceva aici, să mă îmbrac, să îmbrac copii, să mă pregătesc. Domnul deja e treaz, Natalia încă o să trezesc acum și mi-am pregătit șosetele crăciunistice, crăciunoase, ca să le iau și astăzi în picioare. 3:12 pe Nati. A venit Dominic repede să o întâmpine, să o pupe, să o ia în brațe. Bună dimineața, Nati. Wow, a rămas cu părul împletit ca Elsa. Și cu elasticul albastru ca Elsa. Foarte frumos, mami. Ai dormit bine? Da. Da? Ești gata să mergem la școală? Să mergem jos să pupăm micul dejun? Da. Da? Am venit să-mi fac și eu un ceai. Am pus apă să fiarbă și văd că deja fierbe. Am aici urzică, coada șoricelului, cimbrișor și coada calului. Copiii le-am dat să pape, se joacă pe acolo la masă. Nati papă o brioșă cu ciocolată și lăptic cald, fără cacao, și Dominic papă o banană. O să pun și eu acum ceaiurile să pun repede să-l răcesc ca să apuc să-l beau în dimineața asta și am și eu o brioșă cu cacao și o banană. Sentiment fain când vine și vă brăduțul făcut. E superb. Era liniște așa în aici, în living, când am venit. Și vă brăduțul a măcat în priză luminițele. Da, tu ești miorlăi ca de obicei. S-a trezit pe la 6:30, mi-a dat trezirea. Ai mâncat banană, ai mâncat măr. Ce mi-a răsut ușa să mergem? Imediat mergem. Oare e ger? Este iarba înghețată. Trebuie să deschid un pic să aerisesc. Ia să vedem. Oh my god, ce frig m-a izbit. E cerul așa gri. Ești gata de școală, mami? Da. Da? Hai să mergem, ia să vedem. Să ajungem cu bine în frig afară. De aceea cu și urechișele de unicorn. Gata, am lăsat-o pe Nati la școală. E așa de frig în dimineața asta, știi cum e, pe jos parcă e zăpadă, dar nu e zăpadă. Se clipește așa la soare, e un fel de brumă, cum să-i zic. E, nu știu, e frig. Da, bagă mânuța în buzunar că ți îngheață mânuța, mami. Nu vrei deloc? Nu vrei. Hai să mergem la bumbum, mergem acasă, mami, că uite, e frig. Mi-a cerut mie să le iau în brațe și nu pot să le iau în brațe. Și atunci am întins brațele la lor, tanti, și l-a luat în brațe. Și am cum zâmbea cu dinții până la ureche, l-a luat în brațe. A reușit scopul. Dominic. E bine acolo? Da. Da? Uite cum e sapuri din gură. Am băgat înainte să plecăm la școală o mașină de rupe la spălat albe și mai sunt cele colorate aici jos. Am pus ouă să le prăjim, să mâncăm cu niște salată, cu ridic, cu varză, morcov, țelină din aia, seleri de toată la ora acolo. E bună goală? Are, mie îmi pare că are gust de ciorbă. Că o pui în ciorbă de asta. Păi de-aia, probabil asociez cu ciorba, dar e foarte sănătoasă, bețele alea de țelină. Dominic mi-a luat costul de rost de primă cu el prin casă și trebuie să mâncăm și noi acum. Cred că o să mâncăm și niște sfeclă de acolo, e sfeclă murată, un puțin oțet. Da. Și pâine prăjită aici. Nu, nu sunt învățată, dar pot să mă obișnuiesc. La un moment dat, dacă te obișnuiești, se schimbă papilele gustative. Am terminat și noi cu micul dejun. Am făcut și eu cafeaua și ne uităm la un interviu cu Deepak Chopra. Foarte, foarte interesant. You were conceived as a fertilized egg, that had a form. But the experience is not happening in form. Dominic dorme acolo, l-a văzut dormind. L-am lăsat aici singur și am plecat să fac curățenie în baie. Acum am terminat. Trebuie să-mi fac timp un pic mai încolo, să-mi fac și eu unghiile, că s-au jumulit de tot. Bine că m-am apucat să le tai măcar. Mi-am spălat și pensulele aseară, cât de târziu a fost. Pe la 10 le-am spălat, dar dacă mi-am propus să le spăl săptămânal, l-am tras de mine așa și m-am dus și l-am spălat. Când discutam cu voi despre pensule și v-am arătat pensulele mele, s-a trezit Dominic.
După aia a trebuit să mă machiez, să mă pregătesc și eu repede așa pe fugă, ca să zic, destul de repede. Am folosit din nou paleta Natea și Metropolis. De data asta am folosit o nuanță portocalie super drăguță și m-am bazat așa pe un apus, un sunset. Trebuie să-mi spăl părul astăzi. Mi-am notat în agenda să mi-l spăl. Astăzi vreau să aplic masca de la Olaplex cam cu o jumătate de oră înainte să-mi spăl părul la propriu. Mine trebuie să ajungem la Asda să iau niște lingerii pentru copii. Am comandat lingerie de pat lui Dominic cu un tractor sau cu mașini și Natalie cu unicorn, da, unicorn, curcube, mă rog, astea care îi plac. Aici în Anglia seturile de lingerie nu au cerceaf, au decât față de pernă și față de plăpumică, de păturică, iar eu o să le pun la pernele pe care le au deja față de pernă și cerceaful pentru plăpumă o să-l pun la două păturici pe care le au deja și o să le fac așa un fel de colțișor al lor. Natalia și-a început deja cu unicornii pe acolo. Și trebuie să vină la Asda. Am dat click în colect pentru că le-am găsit reduse cu 15% de Black Friday și m-am bucurat mult. Ori afară de pe la prânz, de când am venit să-l culc pe Dominic, nu știu, prepară ceva la o roată la mașină, habar nu. Mă bucur de soarele ăsta superb, care mi încălzește ochii la ora asta și nu prea îl vedem atât de des, sincer să fiu, pentru că zilele trecute a plouat și s-a ascuns 3 zile, cred că n-am văzut soarele la rând. Ia uite paleta Metropolis la soare. V-am zis că se vede divin. Astăzi am folosit pentru make-up nuanța asta de aici prima dată în pliul ploapei, asta galben din mijloc. Apoi am pus nuanța asta portocalie de aici, asta e din aia cremoasă. Pe ploapa am pus nuanța asta de aici, portocaliul ăsta care are reflexii super drăguțe. Pe linia de jos am pus roșul ăsta superb, iar în colțul intern am pus nuanța de aici, care se numește ceva queen, ceva de genul ăsta, cea mai deschisă. Ce-i, mami, tati? Da. Ia afară, tati, hai vină în coace. Ia, hai vină în coace. Tati. Tati. Da. Ți-am zis că are treabă, tati, un picuț. Tati. Da. Înapoi când termină, da, mami? Hai cu un pic termină, da? Mai are puțin și și vine. Hai vină la mami, da? Dominic. Hai, spune pa! Pa! Ce-a pus mami bunii acolo? Ce are bunii acolo sus? Ia uite ce frumos! Asta a pus mami în cameră la ea, la ei, la ea și la tate pe perete. Foarte, foarte fain! Ea asta a pus aici exact așa că... Foarte fain, alternată și Moș Crăciun! Da! Îți place, Dominic? Dom, îți place cum a pus bunii sus acolo? Da. Da? E foarte frumos. Da, așteptăm pe Moș Crăciun acum. Mami! Și acolo la fereastră, îl așteptăm pe Moș Crăciun. Am ajuns prea devreme la școală și așteptăm până deschide poarta. Aici, cât sunt copiii în școală înăuntru, închide poarta cu un lacăt. Și să așteptăm să deschidă lacătul ca să mergem să luăm pe Nati de pe acolo, pe undeva. Deschide exact la ora la care trebuie să ia părinții copii acasă. Nu deschide înainte să intre toată lumea în școală. Asta mi se pare bine. Am luat-o pe Nati de la școală și am venit în Tesco să cumpărăm niște apiță. Le-am luat din nou așa un set din asta de apă plată, de la Aqua Carpatica, e 2 lire. Și mi-am luat eu o sticlă de apă așa, de 1 litru, ca să o mai schimb. Și am mai luat un ceai așa, cu cranberry, limetă și matcha. I-am dat o pară să mănânce de la... Raionul acolo te dai gratis la copii. V-am arătat eu în vlogul trecut. Și acum mergem să luăm niște geleuri de la Bear Paws, ceva de genul Paws, pentru că sunt geleuri pentru ei, să papi și ei ceva dulce. La raionul de bebeluși aici știu că erau. Ia să vedem. Parcă acolo mai face un pic. E bună para? Îți place? Da. Laura a rămas cu Nati și noi am venit aici. Ia să vedem. De care vrei, mama? Uite, sunt așa. Care vrei, mama? Da. Din asta așa? Da. Păi ne-a spus că vrei geleuri din ala Paws. Uite, de ăla vorbeam. Bear Paws. Așa se numesc. De care vrei, mami? Uite așa? Din asta așa? Da. Da? Sau vrei albastru? Dar nu, că ăsta e doar un set. Mami. Sau mov? Hai că vreau două așa, da? Uite da. Așa. Gata, am terminat cumpărăturile. I-am dat să mănânce din geleuri. Am uitat portofelul acasă cu tot cu geantă, deci tot. Bine că am avut telefonul la mine să pot să plătesc cu Apple Pay. Pentru că dacă nu puteam să plătesc la casă.
Elefantul, mami, da, ia uite-l acolo, elefantul, ce frumos e. Wow! Înnoată. Da, înnoată, foarte frumos. E tata elefant. E tata elefant? Am ajuns și noi acasă. Am mâncat de prânz niște ciorbică de legume. Iar acum mă uitam pe cutia asta pe care am cumpărat-o cu ceaiul verde și matcha. Matcha este tot o parte de ceai verde, dar e mult mai scumpă și am căutat să iau doar pudră de matcha și e foarte, foarte scumpă. Asta de aici, un pliculeț, are 2,5% matcha. În rest, astea sunt restul ingredientelor. Abia aștept să beau și mi-a plăcut cum am găsit pliculețele înăuntru. Fiecare pliculeț e băgat așa într-un ambalaj de plastic, rupe ambalajul de plastic de aici, după aia e pliculețul de ceai în sine. E cu cranberry și cu limetă. Abia aștept să beau, sunt sigură că are un gust super, super bun. O să vă spun și vouă și o să-l beau, cred că mâine dimineață, că s-ar putea ca împreună cu cafeaua să fie prea mult. Nu știu, am să văd. Hai, cântă, mami! Tare, mama! Mami! Și tu cânti? Da! Haide și tu! Bravo! Bună, Nati! Pe tine îmi prea te-am văzut astăzi, mami. Ce faci? Mă zic pe tabletă, colorez. Colorez pe tabletă? Da. Da? Ne-am retras amândouă sus în dormitor. Să stăm un picuț doar noi două așa. Să termin și de postat vlogul. Și să mai stau un picuț cu ea, să vorbim doar noi două, să se joace un pic pe tabletă. L-am lăsat pe Dominic cu tate jos. Mi-am curățat și unghiile. Trebuie numai să le fac după aia. Mi-am dus o ojă jos. Și să-mi pun și masca pe păr ca să mă spăl. Ți-a plăcut, mami, azi la școală? Da. Da? E un pic obosită. Pe la 8:30 ne băgăm așa spre culcare, la 9 să doarmă. Nu mai culc acum după amiază, pentru că după aia abia doarme seara. Dacă este, mami te iubește. Tu o iubești pe mami? Da. Da? Îmi place cum te-ai machiat astăzi, mami, cu sclipici la ochi. Wow! Ești foarte frumoasă. O să închei și ziua asta de vlogmas, asta ca să-l pot posta cât mai repede. Aseară mi-a luat destul de mult până s-a procesat pe YouTube. Mi-a luat o jumătate de oră, cred că numai procesatul s-a uploadat destul de repede, dar processing, după aia processing mi-a rămas, uite așa. Și am reușit să-l postez într-un final. Vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile voastre și toate vizualizările și pentru faptul că sunteți alături de noi. Să vedem și mâine. Până atunci, mulți, mulți pupici din partea noastră. Pa, pa!